O nouă teorie face furori în mediul online, fiind promovată de foarte mulți admiratori ai prințesei de Wales. A fost Kate Middleton înlocuită în cea mai recentă apariție. Au apărut primele informații despre femeia alături de care prințul William apare la magazin. Familia regală pare să fie în centrul unui nou scandal. Publicarea fotografiei în care Kate apare înconjurată de cei trei copii ar fi trebuit să pună punct speculațiilor legate de starea de sănătate a prințesei de Wales, însă descoperirea faptului că imaginea a fost modificată folosind programe de editare nu a făcut decât să amplifice teoriile și zvonurile. Cu doar câteva zile în urmă, ea și prințul William au fost surprinși în public în timpul unei sesiuni de cumpărături. Cei doi au fost filmați plecând de la Windsor Farm Shop în apropierea locuinței lor. Analizându-se cu atenție detaliile, admiratorii săi par să fie convinși că apariția este una înșelătoare. Femeia alături de care prințul William apare la magazin nu ar fi prințesa de Wales, susțin unii internauți. Cea din imagini are un mers foarte rapid, o postură ce nu seamănă cu eleganța lui Kate Middleton. În plus, poate fi văzută ducând în mână o sacoșă destul de voluminoasă, lucru ce nu este permis de protocolul regal și care nici nu este recomandat unei persoane care tocmai a suferit o intervenție chirurgicală. Un expert al limbajului corpului a analizat mișcările femeii din imagini, confirmând că aceasta chiar este Kate Middleton. Mersul ei, liniștit și sigur, nu indică altceva decât fericire și o stare de bine. În timp ce William pare să tânjească la intimitate aici, cu borul de la șapcă tras peste față și capul în jos, Kate merge într-un fel pentru a atrage atenția, trecând înaintea soțului ei și purtând un zâmbet larg și radiant în timp ce merge. Kate arată fericită și încrezătoare aici și dornică să preia conducerea și să fie remarcată. A mai explicat acesta pentru The Mirror.